iară și iară să facem o intermediară. Bună dimineața și bine v-am găsit! E sâmbătă, ora 11, la cafeluță, ce merge bine? Un banc. Două, tri bancuri, vă zic și eu, le-am primit de la prietenul Ben Cucu și de la prietenul voi cu mire, că așa ai trecut, dar probabil și voi primiți astfel de nou Excel. Baseballul baseball e din ce în ce mai popular la noi. Anul trecut s-au vândut în România 3600 de băte de baseball și 4 mingi. Doi băieți intră în casă, ăla mai trează. B, e nevastă să cu un în pat. Şş, zice celălalt, că avem numai două beri. Hai, hai, să cumpărăm o vodcă și să o combinăm cu suc. Ce suc? Gastric. nu ți bune. Sunt bunicele. Vreau să mă căsătoresc și să fiu fericit, tată, zise Mirele, la care tată s-o, hotărăște-te, nu poți cu amândouă. Fată, ia spune-mi un loc ciudat unde ai făcut dragoste. Pe mașina de spălat. O, dragă, dar multe lume face acolo. Da, dar era expusă în flanco. <laughs> Încep, vrei să urci până la mine să fac o cafea? El, sigur că da. Uh, prezervative ai? Dar ce, n-ai cești? asta e ardelenesc. asta e ardelenesc. Da. De ce nu mi mai muști urechea când te trezești așa cum făceai când eram tineri? Mi dinții la baie. <gânt> da, dragă. Așa, în Ardeal, asta e de sezon, în Ardeal culesul prunelor pentru compot se consideră braconaj. Pălinca înfrumusețează trupul și sufletul, deci este produs cosmetic. Bună dimineața și bine v-am găsit! Merge bine și câte un banc de ăsta care circulă pe net citit la cafeluță. Aici am brăcat corespunzător se vede că soacra mea mi-a dat hainele, roșu, hârtia albă și pixul verde. Cum trebuie așa? West Imobiliare. Vă plăcu plăcut reclama de miercuri așa? Ai la apartamentele din Cluj, cum să vând. Până la urmă, dacă e student în Cluj, stai și sub pod la IRA. Numai să găsești loc în această metropol, Vremea bună! Vremea trebuie să fie bună că s-o întors. Unde, de un ce tăt în farsel? În ce să mă uit? În becul roșu? Să mă dau mai încolo, așa? Eu sunt mai de stânga. Îți îmbrăcat roșu, că tu cu Ion Iliescu. Trebuie să fie vremea bună. <gânt> -ul> Vlad -ul ăsta, sâmbătă, bă, și el numai în semne, în restul săptămânii. <gânt -ul> sâmbătă. Yeah, yeah. Că s-a întors Magda Pălimariu la ProTV, prezintă după 2 ani iarăși rubrica Meteo. Baiuic o prezintă la știrile de la ora 1, la unui vreme bună, la, la știrile de seara plouă. Plouă că vine viitura, mi-am și notat, trebuie să vină azi, 9500 de metri cu pe secundă. Băieții deștepți din energie, e? facem cașul din apă. Asta e, numai să nu fie inundații, Doamne Ferește, vedeți că și la Galați oamenii ăia sunt într-o situație foarte urâtă. Și-au primit ajutoare, au primit, cum se duce la sinistrați, cum duc românii la flații lor în nevoie. Ciorap purtați și rupt și lenjerie intimă purtată. Adică să vadă și sinistrații că e bună, nu? Trebuie să se convingă. Merge treaba la cazan, a? miros de borhot mere la, la 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 Nu știu să vedem. V-am spus, luați legătura pe facebook.com slash nicuvbendea, trimiteți mesaj direct și vă pro prezentăm produsele aici în emisiune. că e vine, că e sunt sâmb... 68%, Vlade, 68% dintre români spun că imigranții ajută economia. 68%. 32% dintre români iau lecții de Sri -lancheză că stați de fete. Un nepalez a refuzat 800 de lei de la Culiță Sterp. Culiță Sterp e un om, nu e Sterp, e generos. O văzut un nepalez lucrând în aeroport, dând cu mătura și o dat 800 de lei. Și mie îmi plac oamenii care lucrează și când văd că lucrează le dau bani. Dar nepalezul ce s-o gândi? Zice, bă, dacă iau la 800 să apucă de cântat. Și trebuie să-i dau 1500 înapoi să tacă și așa mai. Dar oricum sunt semne bune. <coughs> în Sri Lanka a câștigat partidul de stânga. Asta înseamnă că e un fel de PSD. În curând Sri, sri vor spune, <coughs> veniți toți înapoi în țară să facem autostrăzi, nu mai stați pe înclur să-i umflați pe clujeni cu mâncări de la Glovo, de la Bolt, de la Șocafia, de după, buymeacoffee.com slash nicubendea. Cafeaua asta o dau eu. Nu, Vlade? Da, da, mulțumesc. Mersi să fie primit. Cum vă distrați în weekend? Nu, ăștia din restul țării, că în Pantelimon știu cum se distrează lumea. Cu furci, topoare, nu? De unde să mai ai topoare și furți la vremea asta? Săbii, macete, bucăți de caldarâm. Măcerul de săptămâna trecută din Pantelimon. Șerșela fam, cum spunea francezul. O fetiță a fost vândută de o familie altea, în bună tradiție a conaționalilor noștri, dar numai că în loc ca respectivul să ia de soție, au dus-o un pic la făcut bani în străinătate. Și păi, apoi familie, nu? Suntem în mileniu 3, da? Chat GPT? Inteligență hmm? Inteligența artificială? Aha. Și ce au făcut? S-au acolo, s-au călcat cu mașina. s bătut parte în parte și băieți, și, și bărbați, și femei. Vă dați seama ce frumos? Mileniu 3. Va fi religios sau nu va fi deloc, așa? -i? Frumos. După aia s-au dus, după o oră s-au -or dus la spital să-i prindă păia aia de răniseră, ori intrat în sala de gardă, unde nu-l făcut rău, ori speria numai medicii, ori dat jos aparatura și ori spart un calculator. Da? Schengen? Să trecem la euro? Ce să mai, că noi mergem spre evu mediu, întunecat, domnule. S-au La o săptămână amploare, o veni poliția, 200 de polițiști, elicoptere, drone, se zice, poliția canină. Băi, n-am știu că avem și așa ceva. Poli... acum care? Ce pedepse să le dea la ăștia cu fur și cu topoare? nicio o pedepsă. Dar să-i pună într-o cazemată și în caz de război ei să sară primi, nu Vlade? Că nu avem bani de alea, de, de nu avem armate. Mă, de ăștia scotărâți. Și dacă e pericol la granița țării, cobul... Te calcă cu mașina. Te calcă cu mașina. Băi, nene! Și ajută și nuțul că că și le au fost percheziții, căuta un cal furat. Știți cum Când văd un, un cal, ăștia cu... Nu, nu, era, era mai scump decât un Ferrari. Ceva rasă de asta. Și lor căutat și la nuțul că dar nu au -or găsit, au găsit numai trică doi canguri. Și un leu. Leu era dus la ploiești, la grădina zoologică. Și un macac. Asta a fost și prima vorba lui nuțul Cămătaru. Macac pe voi. Dar au găsit o pasăre de vânătoare rară și ai ori luat-o și dus-o, nu știu, ori o ce ori făcut. Vedeți? Vedeți că omul mai are milă de viețuitoarele de pe lângă el și nu le lasă. Ce credeți că urși aia și antilopele o duc rău la Neluțu Cămătaru? Am <laughs> vrea noi să trăim așa. Nici Rafila, ministrul sănătății, o recunoscut într-un podcast codivorțat. <coughs> el e microbiolog, e cu igienă. No. Din ce cauză? De obicei, nevasta se îndrea, spală-te pământ, spală -te. El era mai riguros acum, nu? Mai e, așa ce să facem. Știrea proastă a săptămânii e asta. Așa. Ce nu proți? Te, te indispune așa. Claus, deci Claus Iohannis după 10 ani, după ce a fost președinte și ni. Cam asta asta, măcar asta scârție. <laughs> Vrea să fie senator, să schimbe ăștia legile. Dar nu e rușine. Adică după ce ai fost cu Bia Calif acum să te întorci la o profesoară de engleză, nu? Deci ai fost șeful țării, da? Și după aia să vrei să mai vii în Parlament. Bă, copiii n-are, case are, bani are strânși. O văzut lumea. Acum i-au mai dat 3 milioane de lei până la sfârșitul anului buget pentru asta prezidențială, pentru la rectificare. Are de tătie. Deci el de acum până iese din mandat, din exercițiu, poate să stea numai în avion și să survoleze deasupra țării. Să nu mai facă nimic, oricum nu au făcut. Dar vezi cum să, Că și CTP, când l-au văzut cu mine, au zis, domnule, o să votez cu Kelemen Hunor. Ești în al, sacră meu. Bucuroasă astăzi gătește toată ziua, numai guiaș, leveșe, de toate gătește. E greu, uite că știu ce mă așteaptă acasă. I-am zis când am plecat la ei zis, mă așteaptă puiul meu acasă și așa că mi-au zis, nem, nem, fac tot, capul ăsta, puiul, că puiul este cu antibiotici. Doamna Bilici a făcut lumină, odată pentru totdeauna, diferența între gyros și kebab și șaorma, tu știi care e diferența între gyros? Nu, bă, Băi, dar un pic mai rafinat. Gyros-ul are tzatziki, îți vine să crezi? Păcând kebabul, nu are dar are tot sosuri de alea, bune, bune, bune și... Sunt nebun, nebun, ce pe tine să depune? Parcă din Ada mila. Sunt nebun, nebun, ce pe să depune? Billy își vorbește care au zis că și-au făcut o căsuță undeva retras într-o pădure. Să nu vedem noi ce mâncă. Cred că bagă la mici, la ce fenea, știi? Bun, nebune, bune, 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 ce pătine să depune? Mă rog să depun dar ne permitem această greșeală voluntară. Pe da 3000 de lei sponsorizare la balul elevilor din Rădăuți. Vă dați seama? Când îl ai pe pescobar în rădăuți, îi cer banii, nu -l. băi. Adică... Ziua, asta ce -i? Ziua vecinului bun. Ziua vecin, servus vecin, Merge și saluta, servus dragă, servus dragă. Să fim buni unii cu alții, că vorba aia, să nu ridicăm maceta, furca și toporul la vecin. Să nu-i dăm chiloții murdari când are nevoie. Mai bine să-i dăm o cafea pe buymeacoffee.com slash Că mâine e ziua internațională a cafelei, duminică. Așa că ne gândim și atunci unii la alții. Vine, ne vedem în Târgu Mureș, de la 7 8 seara, în Tratoria Toscana. Stand-up comedy cu Nicu Bendea și amici. A revederci!